Cornel de la Insula Iubirii, la un pas de a pune punct relației cu Justina, în urma dezvăluirilor făcute de ea. Concurenta și-a făcut planuri după despărțire. Justina de la Insula Iubirii a renunțat la inelul de logodnă, lucru pe care l-a mai făcut și în trecut. Cornel a văzut acele imagini și spune că nu mai are de gând să îl mai ofere din nou, văzând cum vorbește despre el a declarat la bonfire că își dorește să plece singur din emisiune și spune că nu o recunoaște pe Justina. Iustina de la Insula Iubirii i-a trimis inelul de logodnă lui Cornel, ca mai apoi să danseze alături de ispite și să consume alcool. Tot atunci, concurenta a făcut mai multe dezvăluiri despre relația lor. Lucru care l-a surprins neplăcut pe Cornel, care a declarat că mai bine pleacă singur din emisiune decât să continue relația cu ea. La Bonaier, Cornel a povestit că Justina a mai renunțat și înainte la inelul de logodnă, iar înainte de a veni la insula iubirii, i-a spus că dacă va mai face la fel, nu îl va mai primi înapoi. În același timp, el a declarat că nu consideră că a făcut ceva deplasat încât Justina să fie deranjată și crede că Justina a întrecut măsura. A mai spus că ar vrea să plece singur din emisiune, căci este de părere că l-a făcut de rușine. Nu știu dacă îl mai dăruiesc înapoi pentru că după ultima ceartă din România, i-am promis că dacă îl mai dă jos, nu îl mai dau înapoi. Și eu după primul bonfire am vrut să întrerup. Știu că e vulcanică pentru că are în ea gelozia care nu se poate stăpâni, dar sunt aici să confirm că nu am făcut nimic care să rupă imaginea, a spus Cornel la insula iubirii. Cornel a preferat să nu comenteze dezvăluirile pe care le-a făcut Justina. Iustina a făcut și dezvăluiri din intimitatea lor, subiect care a stârnit reacții acide din partea lui Cornel. Concurentul a spus că nu se aștepta ca fosta lui Logodnică să dea din casă atât de mult și spune că a fost picătura care a umplut paharul și l-a determinat tot mai mult să se gândească la despărțire.